Mi-ar fi greu să aleg un anume salut. să Cum să zic? Bună seara, pacea Domnului, salut fraților, nu știu cum să zic, dar uh, oricare ar fi, vreau să vă spun că am o deosebită bucurie în suflet să fiu în locul acesta. Cred că sunt pentru prima dată. Putea să. E așa? N-am mai fost aici, nu? Pentru că eu nu sunt sigur de lucrul ăsta. Uh, unii oameni îmi spun că am fost pe la ei prin sat. E posibil, nu? E, dar nu știu când s-a întâmplat, pentru că m-am ocupat cu altceva. Și, și aici pot să spun la fel, dar mă bucur foarte mult că în această seară suntem aici unde suntem. Nici nu cred că trebuia să fim sau ar fi fost bine să fim în altă parte. În ce mă privește, spun lucrul acesta. Am mare încredere că în viață lucrurile nu merg după împrejurări sau la voia întâmplării, chiar dacă uneori noi am, am gândit așa, am constatat ulterior că, de fapt, a existat o scenografie în toate nu de mult discutam cu un tată care mi-a vorbit despre băiatul lui mulți ani în închisoare. Și tatăl i-a spus, zice, a fost, a fost groaznic ce ai suferit aici. Și băiatul a spus, nu, zice, a fost harul lui Dumnezeu pentru mine. Dacă eu nu eram aici, eu nu mai eram de fel. Bietul om a rămas fără cuvânt. Nu s-ar fi gândit vreodată să poată să îl audă pe propriul lui fiu văzând în așa ceva un har de la Dumnezeu. Și am zis, domnule, Asta arată a roadă de la Duhul Sfânt. Asta e ceva frumos. Mă bucur foarte mult. Ce să zic? Mă bucur că n-am știut. E bine când știi datele problemei. Eu insist. Acum chiar am scris un articol la semnele timpului despre importanța cunoașterii datelor problemei. Că încercăm să rezolvăm probleme și uh, lucrăm cu date false și chinuim degeaba, nu iese nimic. De cele mai multe ori n-am înțeles problema și încercăm să o rezolvăm și de asta nu se rezolvă. Dar uh, știu eu, e bine să cunoaștem. Să înțelegem bine problema, e bine să cunoaștem date, dar așa cum a zis Einstein, faceți lucrurile cât de simple posibil, dar nu mai simple de atâta. Adică, <laughs> e bine să, să înțelegem problema, dar nu mai mult decât vrea Dumnezeu să înțelegem dintr-o problemă. E bine să avem datele problemei, dar nu mai mult decât vrea Dumnezeu să avem din datele probleme. Numai el are toate datele probleme. Dacă cineva așteaptă până o să aibă totalitatea lucrurilor, niciodată nu o să se miște. Așa că pentru mine a fost o mare binecuvântare că eu n-am știut datele probleme când am zis că vin aici la voi sabatul ăsta. Eu n-am știut ce sărbătoare mare aveți voi mâine. Și am aflat că unii oameni de aici în adins mi-au ascuns treaba aceasta ca să nu cumva să piardă ocazia aceasta. Și am căzut, în plasa dragostei lor. <laughs> și mă bucur, mă bucur foarte mult. Mă bucur că sunt cu soția mea aici, uite, este părându al doilea. Așa. Noi suntem foarte rar împreună. Adică întreburi de felul ăsta vreau să zic. Și chiar în viața noastră am petrecut puțin timp împreună, dar zice soția mea și spun copiii mei că ar fi fost timp de calitate. Ce-o fi ăsta, eu nu știu. Chiar mi-am cerut iertare de la fata mai mică de une zică, M-am uitat la ea cum a crescut, a făcut 20 de ani și am văzut-o numai în salturi, așa numai în, Eu n-am observat o, o, creștere continuă, e numai în, salturi, așa și... Am stat de vorbă cu ea și mi-am cerut iertare, iartă-mă că atâta de puțin am fost cu tine. Și eu s-a uitat o la mine și a spus, tată, dar cum poți să spui așa ceva? Și mi-a spus, zice, you were always for me there, ai fost totdeauna prezent cu mine. Și am zis, Doamne, tu ai cu ceva pe aici, e imposibil. Altfel copilul ăsta n-ar fi ajuns la concluzia aceasta. Dar ea, ea așa mi-a spus foarte hotărât. Dar în seara aceasta avem o bucurie și mai mare. Cea mai mare dintre toate este că noi ne-am adunat aici sub promisiunea pe care a dat-o Domnul însuși, spunându-ne că dacă venim în același loc pentru numele Lui, nu dacă ne adunăm, că asta e... E diferit, depinde pentru ce ne adunăm, dar, dar dacă, dacă ne adunăm în numele Lui și vă sfătuiesc aici, băieții de la muzică, să învățați cântarea aceasta Dacă ne adunăm în Domnul. Căutați-o, este de Niculiță Moldoveanu. Niculiță Moldoveanu este un fel de Charles Wesley al României. Mii de cântări a compus omul acesta, e un tezaur imens acolo. Vă rog, spargeți casa de bani și luați de acolo. E cântarea aceasta extraordinară numită dacă ne adunăm în Domnul. Și aceasta este, în, în, în seara aceasta, aceasta e condiția ca uh, Domnul să fie în mijlocul nostru. Aceasta nu este, uh, nu e un lucru care se întâmplă de la sine sau indiferent ce se petrece aici. El este, nu. zice, dacă niște oameni se adună în numele meu, atunci eu voi fi în mijlocul. Asigură-te deci asigură-te în suflet că ești venit aici pentru numele lui Isus. Și toți cei care am venit pentru numele lui Isus într-un loc ca acesta, avem această făgăduință de care nu trebuie să ne îndoim în seara aceasta, împreună cu noi, pe fiecare scaun lângă fiecare inimă, nu știm noi cum se poate așa ceva, că nu e nu e treaba noastră aceasta. Dar vă spun bazat pe ceea ce a promis Dumnezeu. Pe fie, lângă fiecare scaun, lângă fiecare inimă, cineva care șoptește, cineva care atrage atenția, cineva care seamănă un cuvânt în inimă. Aici se petrec lucruri misterioase. Stăm toți pe niște scaune, așa, dar ce se petrece într-o anume inimă pe un scaun, numai Dumnezeu știe, numai Duhul lui cel sfânt știe. Vreau să mergem împreună în Evanghelia după Luca, la capitolul 7. Și o să deschidem în seara aceasta, având noi trei uh, întâlniri cu ajutorul Domnului, sabatul acesta, o să deschidem o micuță serie care va fi intitulată uh, Taina neiubirii. De unde vine așa ceva? Este foarte mult explicat în lume astăzi de ce iubește cineva. Extraordinar! Se cântă, se... Dar... Mi s-a spus puțin despre florile care nu au parfum. Ni s-a spus foarte puțin despre cele care nu au culoare, despre diminețile gri. Nu ni s-a spus niciodată de ce o anume ființă nu poate iubi. Nu ni s-a spus niciodată, sau poate foarte rar, ne-am gândit de ce un creștin care este aici pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, de ce un mare creștin ca Martin Luther se duce și marturisește către superiorul lui, marele lui păcat. Păcatul meu cel mare, părinte, eu nu iubesc pe Dumnezeu. Ni s-a spus întotdeauna să iubim pe Dumnezeu, dar nu ni s-a spus, sau foarte puțin ni s-a spus, ce se întâmplă de ne e sufletul rece față de Dumnezeu. Ce se întâmplă de nu suntem nici în clocot, nici reți? Ce se întâmplă? Ni s-a spus foarte puțin. E cineva care aici ne va explica din acest capitol. Vă rog, luați notiția adânc în suflet. Pentru mine a fost literalmente o, puțin spus, o revoluție, o tulburare sufletească. De multe ori sar de lângă carte și merg singur prin cameră și sper să nu mă vadă cineva. cred că nu sunt zdravă în la cap. Când, când, mă întâlnesc cu așa ceva, pentru prima dată am descoperit aici că există o taină a neiubirii. Există o explicație. Și există o vindecare. Că altfel n-ar avea niciun sens să discutăm despre simptomele unei boli, despre manifestările ei, câte vreme nu am avea un tratament eficient pentru lucrul acesta. În Luca la capitolul 7 suntem. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Ați fost vreodată, sau vi s-a adresat vreodată ceva așa care seamănă cu o invitație? Dar nu e o invitație, e un fel de invitație. Așa se numește tema noastră din seara aceasta, un fel de invitație. Ești lângă un grup de oameni și ei sunt invitați de cineva. Sunt așteptați, extraordinar, după ce ești călcat în picioare, că să fie ăștia îmbrățișați și unul alt, oh, cineva observă că ești acolo. Și da, oh, ce faci? Ce... E un, pic, un moment așa de, nu, știu în ce să facem. Și pe cineva spune, veniți și dumneavoastră. Da, haideți, sigur, vă rog, da. Poftiți și dumneavoastră. Asta este invitație? nu, e un fel, da. Dar nu. E un fel de invitație, dar nu este invitație. E un fel de invitație. Nu, nu, nu cred că a fost cineva scutit vreodată de un moment din ăsta așa de, de, de penibil că n-ai fi vrut să fii pe fața Pământului. Noi suntem oameni subțiri și noi nu am vrea să deranjăm pe cineva, mai ales că am învățat de la îngeri că ei nu rămân acolo unde prezența lor nu este dorită și lipsa lor nu este observată. Noi am învățat de la ei treaba aceasta și suntem și noi la fel. Dar ești într-o situație asta când cineva îți adresează un fel de invitație și ce să faci? Să zici da, nu poți cu toată inima și să zici nu, iarăși, nici nu știi ce să faci. E un fel de invitație. Atenție din două direcții. Atenție când îți este adresat așa ceva, care seamănă a invitație, și atenție când ești pe punctul de a adresa o astfel de așa numită invitație. Este o zonă extrem de periculoasă aceasta. Și tensionează mintea foarte mult, tensionează sufletul, cu inima îi zice nu, cu gura zice da pentru situația care este acolo, dar este foarte vătămător. Are o aplicație groaznică, acest, acest produs nedefinit, un fel de invitație, dar nu este invitație. Atenție domnișoarelor, când cineva vă propune căsătorie... Ori îți propune, ori un fel de propunere. Adică <laughs> e groaznic să treci cu cineva care parcă ți-a propus ceva, dar parcă nu, da. Aproape că, dar știi, totuși... Da. E, e, un lucru să mergi în piață și să cumperi niște legume care dacă nu-ți place le arunci la coș. <laughs> și este altceva să fii victima unei așa numite propuneri de felul acesta sau a unei invitații. Este și mai groaznic să faci lucrul ăsta cu Dumnezeu. Parcă m-aș boteza, parcă nu, parcă aș veni la credință, parcă nu, nici nu știu ce să fac. E groaznic. E groaznic. Dar nu te descuraja. Cu toate că arată foarte urât, doctorul nu se sperie de o rană fiindcă arată urât și te dă afară din spital fiindcă rana arată urât. Pe el chiar îl angajează chestia asta. Te scuzi, vai, miroase, groaznic? Nu, nu ai nicio problemă. El, da, este acolo. El nici măcar nu strâmbă din nas ca să uh, vezi tu ca sesizat că este atât de groaznic. Am fost în mai multe situații de felul acesta în care persoane s-au simțit atât de rău pentru pentru situația mizerabilă, groaznică în care erau și eu am căutat să nu dau niciun nicio semn cu privirea că ar însemna pentru mine așa ceva. Chiar am fost aici în București și o domnișoară fuma și mi-a aruncat fumul în ochi și în nas în timp ce vorbeam despre Dumnezeu împreună și uh, n-am manifestat niciun fel de reacție, am fost chiar absolut, absolut natural pentru că pe mine nu mă interesa fumul ăsta în nări pe care mi-l trimitea ea, pe mine mă interesa sufletul ei care se manifesta în momentele acelea. Am fost într-o casă, nu departe de satul nostru natal, adică de devenit al nostru acum, că satul soției mele, și un tată mă trimite la fiul lui, la băiatul lui. Te duci la fiul meu, vezi că i telefon și stai de vorbă cu el. Despre credință. Băiatul nu era așa cum ar scrie acum în revistele astea de Sexiest Man Alive. El nu era așa ceva. Dar cu toate acestea avea mare succes. De aproape că era închiriat, dus vara, adus. Era foarte, foarte ocupat în domeniu. Și m-am prezentat la el la ușă. Salut! M-a trimis tatăl tău aici. Și omul... Tata n-are de... minte, tata n-are de lucru. Știu eu, hai, un fel de invitație, adică ați înțeles voi despre ce. Hai, da, hai. Și mergem acolo și își aprinde țigara, mă învăluie permanent, nu reacționez de fel. Și eu am fost fumător, e mai scurt în viață, și nu, nu cred că ar trebui să acordăm atenție faptului că cineva miroasă alcool sau cineva miroasa tutun sau nu știu cum este acolo. Eu nu am venit aici să fiu întreținut. Eu sunt aici implicat într-o operație care este mult mai groaznică decât o operație pe creier. Și nu sunt aici ca să mă deranjez de faptul că cineva, vai, nu știu ce se întâmplă, nu se întâmplă nimic în ce mă privește. Se întâmplă ceva acolo și eu știu pentru ce am venit. Eu nu am venit aici pentru aer curat. Mă duc la Vălen, e duminică, Vălen de munte, la o nuntă și acolo s-am aer curat. Eu am venit aici pentru sufletul acestui băiat, acestui domn și stau de vorbă cu el. Nu îi se pare că reușește să mă deranjeze destul de mult. Și el vrea să mă deranjeze mult mai rău. Dar faptul că mă deranjează, mie îmi spune că omul ăsta e interesat de mine. Și e interesat de ce îi spuneam. Atunci, pentru că nu are fum de țigară destul și pentru că nu are cuvinte porcoase destul în bagajul lui, mă ia și mă duce să mergem până undeva și mă duce într-o zonă acolo unde se cânta și tot, 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 tot felul de, de lucruri de genul acesta și continuăm să mergem și să vorbim acolo. Și ajungem acasă la el, încheiem drumul acesta îmi iau la revedere de la om și omul închide ușa înainte să termin să-mi iau la revedere de la el. Mi-a închis ușa, știi, când, închide, când îți închide unul telefonul până înapoi să termini, îți dai seama că ăsta abia aștepta să termin la, ca să știți să închide mai repede. N-am mai avut răbdare, săracul. Dar a scăpat de mine, știi, da. Și a scăpat de mine, dar n-a scăpat de acela la care l-am invitat pe omul ăsta. Călduros. Și acum ascultați cuvintele. Mi-a spus, zice, cum am închis ușa după tine, a căzut peste mine noaptea lui Dumnezeu. A venit judecata de-apoi peste mine. Și a început cu cuvintele astea. De ce te-ai purtat cu omul ăsta așa? Nu știu. Vreau să fug. Nu Vreau... ai unde să fugi, frățioare. E unde să fugi? Vreau să vă spun astăzi, după, probabil, 30 de ani. Deci. După 30 de ani. Acești 30 de ani l-au găsit pe omul ăsta prezbiter cu binecuvântare într-o biserică. L-au găsit atât de plin și de dedicat iubirii de Dumnezeu, neobosit om. Dacă mergi la o evangelizare și este el acolo după tine și au rămas 20 de persoane care vor să încheie legământ cu Dumnezeu, fi sigur când te vei întoarce acolo pentru botez, vei găsi pe ăștia 21 sau pe alții lângă ei, dar el nu pierde niciun om. El va merge pe voi, el va merge noaptea, pe ploi. Și a luptat într-o lipsă de mijloace destul de serioasă. Dar vă spun că a luptat. Nu vă descurajați, deci, dacă este un fel de invitație a sufletului către Dumnezeu. Doamne, știu eu, parcă da, parcă nu. Dacă este doar atâta, e ceva. Fariseul ăsta era un sfânt. În comparație cu alți farisei care s-au strâns la colț și s-au sfătuit cum să-L omoare pe Iisus. Omul ăsta a spart tradiția fariseică prin faptul că a invitat la el în casă pe Iisus. Este un curaj nemaipomenit. Nu l-a invitat cu toată inima. Știți, sunt anumiți soți, băiatul mamei, spre exemplu, și soțul ăsta nu-și poate manifesta dragostea față de soția lui, în prezența mamei, că vede mama și nu prea îi place. Știi, trebuie să fie low-key, zic englejei americani, rece cumva cu ea ca să nu vadă mama. Că, și după aia, când suntem numai noi, este altceva. Dar acum, acum vede mama și noi, trebuie să nu vadă mama. Dacă ați discutat cu Freud, el va explica mai multe despre relația asta între băiatul și mama. Dar dacă este așa ceva. Vreau să vă spun că totuși este un lucru prețuit de Dumnezeu. Iisus a intrat în casă la omul ăsta. Pentru cel mai mic gest de invitație. Nu fi atât de mândru încât cineva care nu te-a invitat la cotă, uh, vai, ți trebuie o anumită invitație oficială, condiții speciale. Iisus, primește primește darul nemernic al acestui om. Este atât de mizerabil darul ăsta, inimaginabil. Și nu vă temeți să dați lui Dumnezeu darul sufletului vostru, pentru că este așa de murdar și așa de mic. Vreau să vă spun că Iisus îl va prețui extraordinar. Cum ai prețui tu dacă copilul tău ar veni și ar aduce un fruct plin de noroi sau de ceva? Ai începe să minți acolo. Vai, e cel mai bun din lume. N-am văzut așa ceva. Și l-ai luat. Asta e face. Cu atât mai mult, dacă voi care sunteți răi, cu atât mai mult Dumnezeu. Iisus primește acest fel de invitație. Dar dar dacă este așa ceva în suflet și dacă nu poți să te înclini într-o parte sau în alta și tot te clatine pe un picior pe altul și nu știi ce să faci și ești ca în vremea lui Ilie schioapeți de amândouă picioarele. Ai vrea, dar n-ai vrea. N-ai vrea, dar totuși ai vrea. Dacă, dacă este așa ceva, fă lucrul acesta simplu de tot, Adul înaintea lui Dumnezeu și spune-i despre tine. Părăște-te pe tine însuți. Părăște-te pe tine la Domnul. Și spune-i așa, Doamne, știi ce face asta? L-am văzut. Știi ce simte asta? Știu. Și spunei totul. Vă asigur, nu va fi nimeni mâine care să dea telefon cuiva. Știi ceva? Am auzit de cutare. Nu. E cineva cu care putem vorbi în siguranță. Am văzut o tânără sinucigașă odată și am vorbit cu ea și mi-a spus că efectul nenorocit prin care a trecut i-a distrus pentru totdeauna încrederea în ființa umană. Și am zis, extraordinar, asta e o rară cucerire. Unii oameni vor muri și nu vor reuși să cucerească aceasta. Și tu ai reușit să o cucerești prin faptul că era gata să mor 10 ore, au luptat medicii ca să întoarcă înapoi de la moarte și au întors. Dar zic, asta e o cucerire mare. Dacă ai reușit să-ți pierzi încrederea în oameni, Biblia spune că omul care se încrede în om este blestemat. Dar acum a stat, asta a stat aici cu uh, pânze negre în ferestre. A refuzat să vezi orice chip de ființă umană. Uh, asta nu este viață. Și vreau să spun că dacă ai reușit să-ți pierzi încrederea în oameni, și mai ales în persoana cea mai iubită, pentru care ți-ai pus viața în joc pur și simplu și care te-a trădat în căderea ta când te-ai aruncat, n-ai avut de ce să te prinzi și ai căzut. Dacă este așa, vreau să spun că nu s-a întâmplat decât ceva foarte frumos. Tu ai făcut loc în suflet pentru cineva. Și pe tine te chinui acum faptul că e locul gol. Dar dacă în locul acela va fi cine trebuie să fie, atunci ai să cunoști tu ce înseamnă să poți să ai încredere fără teamă. Ce înseamnă să-ți deschide sufletul. Ce înseamnă să-ți poți încredința gândurile, simțămintele. Am fost așa șocat de un tânăr care mi-a oferit să mă transporte cu mașina unde aveam de mers, special ca să stăm de vorbă pe drum. Și am ascultat povestea vieții și am spus, băiete, nu e bine că vorbești asta cu oamenii. Așa ceva numai lui Dumnezeu trebuie spus. Ce faci tu? Și mi-a spus, zice, n-am nicio teamă, dar asta ți-am spus tot. Nu am niciun fel de teamă. Și am oprit mașina acolo în aglomerația aceea extraordinară. Am plecat capetele și am încredințat lui Dumnezeu și am spus, Iisuse, nu cu mine a vorbit omul ăsta. Eu n-am nicio putere. Eu sunt mai jos decât băiatul ăsta. El a vorbit cu tine. El pe tine te caută. Dar asta a vorbit cu mine, fiindcă te caută pe tine. Și am stat de vreo. Și după un timp, am vorbit la telefon. Cum decurge viața ta? Cuvintele pe care le-am auzit de la băiatul ăsta, aș fi vrut să le aud de la fiecare ființă umană cu care m-am întâlnit în viața mea. N-am avut harul ăsta, dar dorința asta aș fi avut-o ca să văd pe fiecare om că a găsit în Dumnezeu, în cele din urmă, împlinirea sufletului său. A descoperit că spre acolo era atras, dar nu știa nu știa ce lipsește. Întotdeauna a trăit lipsa asta, asmul ăsta al vieții. Nu e aer, niciodată nu ajunge aerul. Întotdeauna a trăit așa ceva, dar n-a știut ce lipsește. Atât am fost de fericit să aud cuvintele pe care le-am auzit. Iisus intră în această casă. Dar, iubiții mei, este foarte, sunt foarte ușor, dacă nu ușuratic, rostite cuvintele astea. Iisus intră în viața noastră, Iisus este a deschide ușa lui Iisus este ceva cu consecințe inimaginabile. Nu discutăm pentru în ce privește eternitatea, discutăm în ce privește vremelnicia, temporalul are un efect inimaginabil. Cine ar putea să îmi spună la invitația lui Sus, veniți la mine, veniți la mine, veniți la mine, făgăduința lui, vă voi da o pentru. Care este, care este răspunsul singurul pe care îl primește Dumnezeu când te invită Iisus? Ce trebuie să faci? Cum trebuie să răspunzi? Care este acel răspuns care îți va da de plină satisfacție sufletească? Poți să mor liniștit și zâmbind. Nici nu știe lumea ce se întâmplă. Lumea în jurul tău zice, Doamne, ce-o fi văzând acum, în clipa asta. El a încheiat în felul ăsta. Care, care să fie răspunsul acesta? De obicei, ni se spune să spunem da lui Iisus când suntem invitați și să venim, dar uitați-vă, nu suntem noi invitați pe la câte cineva și mergem acasă. Și răspundem la persoana respectivă, răspundem invitației și ne încadrăm în tot protocolul și plecăm de acolo exact cum am venit. Adică, probabil, mai îngreuiați. Dar între noi și persoana asta nu s-a întâmplat nimic. Nu. No. Care e răspunsul? Pe care trebuie să-l dai invitației lui Isus. Iată, mă trimite, mă, prea repede. E bine, e bine. Mulțumesc, mulțumesc că mai ales. Și după ce spui cuvintele astea, mulțumesc că mai ales pui trei puncte, că rămâne un pic în suspans. Știi de ce pui trei puncte? Pentru că Iisus spune și... Vrei să, vrei să rămâi cu mine. Asta e lucru frumos. Ați observat care a fost răspunsul demonizatului din Gadara, care a fost eliberat de Isus? Nu a fost că voi răsturna pământul, voi evangeliza lumea, voi face minuni, voi vorbi în limbi omenești și îngerești. Nu. No. El a spus un singur lucru lui Isus. Vreau să rămân cu tine. Asta e tot. Nu, 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 nu. Omul ăla a spus, omul ăla e vindecat, era mai sănătos decât unii sănătoși de pe stradă. Când te-a vindecat Iisus, ești mai sănătos decât unul care nu s-a îmbolnăvit niciodată. Ține minte treaba asta! Să nu uităm pe drumul vieții, că știm de unde ne-a luat Dumnezeu și ce a făcut pentru noi. Dar răspunsul acestei invitații nu este altceva decât o altă invitație. Doamne, Tu mă inviți pe mine? Să știi că aș putea să vin pe la tine, aș putea să mănânc la masa ta și să plec înapoi și între mine și tine să nu fie nimic. Singurul răspuns care îți va împlini sufletul sub cerul, Domnul te va primi în casa lui, indiferent cum vii, indiferent ce se întâmplă. Tu primești pe, și pe un copil recunoscător și pe unul ingrat. Nu e nicio problemă, e copilul tău. Domnul te va primi, dar tu, tu nu ai să ai niciodată sufletul împlinit până când atunci când te-a invitat Isus, tu răspunzi printr-o altă invitație. Tu mă inviți pe mine, Doamne, și eu te invit pe tine. Fiindcă Domnul nu a plănuit doar să se întâlnească cu noi pentru o seară, să discutăm, să venim, venim pe la mine, Ce planul lui cu viața noastră este ca să fim pentru totdeauna cu Domnul este nu doar să predicăm despre Isus, să cântăm despre Isus, să învățăm despre Isus, ci așa cum spune în Evanghelia lui Ioan, zice, dacă cineva crede cuvintele acestea ale mele și le primește, eu și tatăl meu o să venim la omul acela și o să locuim la omul ăla. Aceasta e împlinirea credinței. Se tot vorbește de relații cu Isus, de a devenit așa de ruginită vorba asta că Dumnezeu nu dorește să aibă relații cu noi. Începem cu relații când începem. Ne vizităm o dată pe săptămână. <laughs> Relații sunt acestea. Întâi, întâi, cunoștință facem cunoștință, ne aflăm cum ne cheamă, cine suntem, după aceea ne vizităm o dată pe săptămână, sâmbăta sau duminica. Și după lucrul acesta simțim trebuință după altceva. Nu satisface sufletul lucrul ăsta. Și atunci cerem lui Dumnezeu să rămână la noi. Mă cheamă un tată din Florida să ascult pe fica lui care trebuia să se boteze. Și Ian are o nelămurire cu care începe discuția noastră. Și Ian spune, zice, la ce vârstă ar trebui să se boteze cineva? E tare întrebare. În loc de răspuns, o altă întrebare. Domnișoară, spune -mi tu mie când ar trebui să se căsătorească doi tineri care se iubesc? Fiindcă fata era în domeniu, asta puțin și s-a gândit și mi-a spus, zice... Cred că ar trebui să se căsătorească atunci când nu mai pot să trăiască unul fără altul. <laughs> Zic, cu asta ai răspuns și la întrebarea privitoare la botez. Când ar trebui să se boteze cineva? Păi simplu, când nu mai poate să trăiască, sau nu îl împinge altul, sau, a, 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 aceste lucruri ne-ar trebui pomenite printre noi. M-am ferit să pun mâna pe copiii mei, să îi împing vreun pic sau să le îndrept capul. Nu. No. Tot ce am căutat în viața a fost să-i conduc în fața persoanei care a mântuit sufletul meu, și apoi să mă retrag cu reverență și să le las în dialog cu Mântuitorul. El nu are nevoie de intermedierea mea, de traducerea mea sau de mijlocirea mea. El știe să vorbească în așa fel încât e înțeles chiar de un copil sau de oricare alt suflet. Câți dintre voi ați văzut un film foarte cunoscut, considerat cel mai bun film de război? Este numit Save Private Ryan. L-ai văzut? Ok. Da. Uh, nu știu. Cred că trebuie să fie și în română. Cum îi zice pe românește? Salvați, Salvați pe soldatul Ryan. Ok. Asta este, asta este în română. Aș vrea să recapitulăm un pic conținutul acestui... Să nu luați filmele, să nu aruncați la gunoi toate lucrurile, că nu sunt toate de aruncat la noi. după cum nu sunt toate de înghițit. Dumnezeu ne-a dat lumină, să știm să discernem între ce e bun și ce e rău. Cercetează toate lucrurile, oprește ce este bun, fi un om înțelept. Acest, în acest film este un prezentat, este un caz real, de fapt. Filmul este întemeiat pe o istorie, pe o poveste reală, și este considerat cea mai bună realizare în materie de filme de război. Este vorba de debarcarea în Normandia, când peste 5.000 de militari au murit numai într-o anumită zonă până au reușit să pună piciorul pe plajă peste 5.000 de oameni. Ca noi să avem astăzi viața pe care o avem. Noi am putea să fi avut altă viață. Acum puteam să vorbim în altă limbă. S-ar putea să nu fim prin zonă. Dacă nu, nu erau oamenii ăștia care au coborât acolo și au murit acolo, era apă și sânge cât vedeai cu ochii amestecată. Și acolo un, un tânăr acesta, Ryan, este pierdut. Se pierde. Armata americană are acest lucru care ar trebui să-l învețe biserica creștină în armata americană, dacă un soldat s-a pierdut, s-ar putea să moară 100 sau 200 de soldați în căutarea unuia singur. Au fost atâtea cazuri, n-aș vrea să intrăm în detalii, dar mi-a plăcut enorm. Și am zis că ar trebui să aplicăm la noi acasă treaba aceasta, dacă unul din familie de la noi s-a pierdut, niciun efort nu este prea mare să luptăm pentru întoarcerea lui. Și ar trebui să aplicăm la biserică lucrul acesta dacă unul dintre voi s-a rătăcit, spune în Scriptură, nu dormiți liniștiți ca ai voștri să acasă. Nu, ai noștri nu s-a acasă, frățioare. Ai noștri nu s acasă. Nu, nu. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni la care le s-a pierdut copiii. <laughs> Eu sunt ca ceilalți oameni. Bate clopot, auzi că a murit cineva. Cine a murit? Păi a murit ceva din mine. De fiecare dată când s-a pierdut unul, s-a pierdut ceva din mine. S-a pierdut ceva din ființa pe care o trăim cu toți aici, în Hristos. Și au trimis opt soldați după el, cei mai mulți au murit căutându-l pe acesta și ultimul a murit capitanul. Căutându-l, dar l-a găsit. Pe când murea, capitanul care a condus la viață pe tânărul acesta, Ryan, l-a privit și a spus aceste cuvinte. Earn it. Și-a murit. Adică însemnează Fii demn de așa ceva. De ce s-a făcut pentru tine? Nu uita ce s-a plătit ca să fii tu scăpat de la moarte. Nu trăi pe pământ în nemernicie și în indiferență, în bat jocură chiar față de faptul că au murit oamenii ăștia ca să te poată aduce pe tine înapoi. Nu face lucrul ăsta. Earn it. Trăiește așa fel ca să, să răspunzi. Nu, tu nu te salvezi prin un merit al tu Ești deja salvat. Ești salvat prin Hristos. nu te salvezi prin pumenile tale sau prin sâmbetele pe care le ții. Nu. Tu ești, când ai început să ții aceste lucruri, ești salvat și erai salvat în Hristos înainte de veșnicie. Dar îi spune lui, acum dacă ai fost salvat, ai grijă cum trăiești pe pământ. Nu uita niciodată lucrul ăsta. Și ultima imagine din pelicul aceasta este un bătrân într-un cimitir alături de soția lui în fața unei cruci. Când privește la crucea aceasta și este un moment așa de tensionat, el se întoarce odată către soția lui. Pentru că cine era acest bătrân de 70 de ani? Avea 70 de ani acum. Era fost un soldat. Și ce, ce, era această cruce? Era crucea capitanului care murise căutându-l pe el. Și el stă în fața la crucea aceasta și bineînțeles că îi vin în minte cuvintele acelea, fi vrednic pentru ceea ce s-a făcut pentru tine. Trește o viață demnă ca răspuns la ceea ce Dumnezeu a fi pentru viața ta. Îi vin în minte cuvintele astea. Când este acolo. Și se întoarce către soția lui. Și îi spune acolo, în cel mai atenționat spune-mi, te rog, că am fost un om bun spunem, te rog, că am fost un om bun. Soția nu înțelege despre ce este vorba. Cu adevărat, el a fost un om bun, dar de ce? De ce îmi cer să spun? Spunem că am fost un om bun și că am respectat cuvintele astea care mi s-au spus și că n-am uitat că au murit atâția oameni căutând să scape viața mea. În același context, la capătul drumului nostru pe pământul acesta sau în, la revedere într-o etapă, într-o altă a vieții, fie că adresăm sau nu această întrebare cu cuvinte auzite, ea trebuie să răsune în sufletul nostru. Să spun familiei mele dacă trebuie să plec din mijlocul ei, prin cine știe ce, împrejurare, spuneți-mi că am fost un om bun. Și trebuie să îndrăznesc să spun cuvântul acesta, ca unul care am trăit toată viața conștient de prețul care a fost plătit ca eu să fiu printre oameni, să văd răsăritul de soare, să văd flori, să văd... că n-au fost de la sine. Și acestea mi-au fost date fără bani și fără plată. Dar nu însemnează că n-a costat pe nimeni dacă nu m-a costat pe mine. Harul lui Dumnezeu ne-a dat tuturor. Mântuirea ne este oferită în dar, dar nu însemnează că n-a costat pe nimeni. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, încât l-a costat. Traduceți cuvântul ăsta așa fără teamă. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, încât l-a costat viața fiului lui. Nu uita lucrul acesta. Și când umbli pe pământul acesta, când vorbești cu cineva de lângă tine, când faci un lucru, când lucrezi, când pleci, când vii, cu cei de acasă, ta, cu cei de la biserica, ta, cu oamenii cu care nu uita niciodată, nu uita, umblă, umblă sub spectru ăsta al unui om pentru viața căruia a fost plătit un așa imens preț. Spunem că am fost un om bun. Spunem că am răspuns omul ăstuia care a murit pentru ca eu să nu gust moartea, a murit el. Spunem că am, am onorat cuvintele astea pe care mi le-a spus omul ăsta. Trăiește în așa fel încât să poți să răspunzi jertfei pe care Dumnezeu a adus-o pentru tine. Să recitim în Ioan capitolul 14 și versetul 23. Să recitim finalizarea planului pe care îl are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. versetul 23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Legalistul ce zice? El spune așa, se cunoaște că iubești pe Dumnezeu dacă păzești cuvântul Lui. Evanghelia spune nu, nu vei putea niciodată păzi cuvântul Lui Dumnezeu dacă nu-L iubești. Mai întâi a fost dragostea Lui Dumnezeu și mai apoi dumitale. Nu a început istoria pământului, l-a început Dumnezeu, așa începe Biblia, nu l-a început eu. Dacă mă iubiți, veți păzi cuvântul meu. Și tatăl meu, dacă cineva face lucrul ăsta, tatăl meu îl va iubi. Cum se întoarce la noi dragostea pe care noi o oferim lui Dumnezeu? Nu un fel de invitație, ci deschiderea Sufletului cum se întoarce înapoi la noi? Păi, Biblia spune așa, dacă pe mine mă iubește cineva, dragostea pe care cineva o îndreaptă spre mine, se întoarce la el înapoi din partea Tatălui. Vine tot la sufletul lui. Noi, adică și noi, eu și Tatăl, dragostea lui Dumnezeu nu, nu, nu constă în vorbe. Nu constă nici în promisiuni. Dragostea lui Dumnezeu este fapt. Și adevăr. Cum se manifestă dragostea de Dumnezeu față de noi? Tatăl meu îl va iubi cum? Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Așa știe Dumnezeu să iubească oamenii. Aceasta nu este un fel de invitație. Aceasta e chiar invitație. Cu ce se încheie Biblia? Tocmai cu această invitație. Cum sună? vino, Doamne, Iisuse. Amin. Vă invit să ne rugăm. Îți mulțumim din adâncul sufletului Tatăl nostru pentru invitația pe care Tu ne-ai adresat-o fiecare dintre noi pe care ai semnat-o cu însuși sângele Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru prețul care a fost plătit pentru viața și mântuirea noastră pe când noi eram păcătoși, pe când noi înjuram de Dumnezeu, pe când eram morți în păcatele și fără de legile noastre, Tu ți-ai dat viața pentru viața noastră. Cum am putea să răspundem, Doamne? Nu nu e nimic de făcut, ci iată-ne aici, aici este viața noastră și noi nu putem decât să luăm cuvintele tale care au spus veniți la mine, să luăm cuvintele acestea și să le repetăm înaintea ta, Vino la mine, Doamne! Așa ai promis Tu că vei veni și vei locui împreună cu Tatăl în inima și viața noastră. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne, pentru potopul de dragoste care este revărsat asupra noastră. Dar ajută-ne să nu uităm niciodată lucrul acesta. Și dă-ne dragostea și înțelepciunea să umblăm în vrednicie pe pământ. Să nu uităm niciodată prețul care a fost plătit pentru mântuirea noastră. Și pentru prețul acesta să fim gata să plătim orice preț. Îți mulțumim că ne asculta prin Domnul Iisus. Amin. Amin.